departe. Ceapa este regina mâncării, dar în ultima zi din an este și cel mai bun meteorolog popular. Gospodinele curăță în seara de ajun, an de an, 12 coji de ceapă în care pun sare grunjoasă, iar a doua zi, după ce se întorc de la biserică, află cum va fi vremea în fiecare lună a anului. Dacă seara este mai umedă, atunci va fi o lună mai ploioasă. Iar dacă seara este mai uscată, atunci va fi o lună mai secetoasă. O tradiție care nu dă însă greș niciodată. În Transilvania, la final de an, localnicii află cum va fi vremea în anul ce vine cu mult înaintea meteorologilor. Gospodinele curăță 12 coji de ceapă în care pun sare grunjoasă. A doua zi, după ce se întorc de la biserică, află cum va fi vremea în fiecare lună a anului. Dacă sarea este mai umedă, atunci va fi o lună mai ploioasă. Iar dacă sarea este uscată, atunci va fi o lună mai secetoasă. Noi am venit să ne arăți calendarul de șapă, că suntem o țâlme tinere și să-l învățăm și noi, să știm. Vă arăt și vă învăț, foarte bucuros. Așa că pe le arătăm și noi la rururi. Da, veniți. Ce să facem? În localitatea Ibănești, de pe Valea Gurghiului, tradițiile se respectă cu sfințenie. Cei mai în vârstă le arată tinerilor cum era pe vremuri când oamenii nu aveau televizor și cum se pregăteau pentru munca câmpului. Mă întreba soțul să vadă ce spune calendarul de șapă, când e timp frumos, care lună, să cosim, să căpălim. Și merem la căpălit când era timp frumos, de dimineața până seara. Ianuarie, e cam frig, e cam săceton, nu-i uscată cu sarea. Uscată sarea acum. Atunci scriu că e săcită. Săcită, da, așa scrie, săcită. Mai e apătos, e plos. Uite ce de apă s-a făcut în mai, în luna mai, e apătos. Ploile din mai aduc mălai, nu așa e vorba? Ia. La aproape 100 de kilometri de Ibănești, în localitatea Lunga Bradului, femeile fac calendarul de ceapă pentru zona de munte, așa cum au învățat de la părinți. Curățim ceapa ca să facem calendarul cepei pentru anul 2022 și în funcție de cum ne arată vremea, noi facem lucrurile câmpului. Procedeul este foarte simplu. Se curăță ceapa, se taie pe jumătate și se scot 12 bucățele pentru fiecare lună anului, urmând apoi să punem în fiecare bucățică de ceapă cu puțină sare. Muzeul Ciobotă Petruț, un loc plin de poveste, este de multe ori vizitat de localnici care participă la evenimentele tradiționale, așa cum este și calendarul cepei. Bătrânii spuneau că n-au dat greș, știu și pe tata, că ne amintea, vedeți, că v-am spus eu atunci că luna asta va fi ploioasă. Și în funcție de asta noi ascultam de el și el cosea fânul și ne descurcam. Pentru anul 2022, la deal, previziunile arată o vară ploioasă și iarnă geroasă și cu zăpadă. În zona de munte, calendarul arată că în august este numai bine de strâns fânul, iar septembrie va fi o lună bună de scos cartofii. Din noiembrie va veni zăpada.